cultură de plante aromatice este aproape întotdeauna un los câștigător, susțin specialiștii. Așa că, dacă vă plac plantele cu efecte benefice pentru sănătate și vă gândiți să înființați o astfel de cultură, alegeți echinacea. Cunoscută pentru efectele sale miraculoase asupra sistemului imunitar, echinacea este intens folosită nu doar în industria farmaceutică, ci și în industria cosmetică. De ce aveți nevoie ca să înființați o cultură de echinacea? În primul rând, de teren, apoi de răsaduri. Odată puse în pământ, plantele au nevoie de puțină grijă și așteptați să înflorească. Partea bună e că echinacea e o plantă perenă, așa că puteți să o recoltați anual și să obțineți profit frumos după valorificare. Echinacea este o plantă adusă în 1982 din America, ce s-a aclimatizat nesperat de bine în solurile românești, spun inginerii specialiști. Dovadă stau cei câțiva ari din campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde cresc flori de echinacea. Cultura este în primul an, iar cei care se ocupă de aceasta spun că va fi rodnică cel puțin 10 ani de acum înainte. Echinacea, așa cum am spus, are un efect imunostimulant și antiviral. Se recoltează în momentul când 25-30% din plante încep să înflorească. Aceasta este o cultură înființată anul acesta și ea în primul an cam 30-40% înflorește. Începând din anul 2, echinacea purpurea despre care vorbesc, se recoltează cam în sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Este perioada optimă de recoltare. Plantele de echinacea se plantează în sol la finalul lunii aprilie. Acestea nu sunt pretențioase, iar solurile din Transilvania par să le priască. Aceste plante merg în general, nu sunt pretențioase față de sol. Dacă le ajuți în sensul că mai dai și o udare, dar în condiții de secetă, ele se dezvoltă foarte bine. În produsele farmaceutice și cosmetice se folosesc de obicei florile și frunzele de echinacea, dar există și un soi de echinacea de la care se folosește rădăcina. Se folosește partea aeriană, adică tulpina, frunzele și inflorescențele, în momentul când circa 30-40, maxim 50% din plante au început să înflorească. Se taie cam la 15-20 de centimetri de sol și ce este foarte important după ce s-a recoltat este uscarea acestor plante. Deci să se pună într-un strat subțire, deoarece are tulpina foarte groasă și tulpina se va usca foarte greu. Dacă aveți nevoie de consultanță pentru înființarea culturii de echinacea, puteți apela la specialiștii USAMV Cluj și tot de acolo puteți cumpăra în primăvară și răsaduri.